bază niște actriță, dar îți place la mod, în același mod și scândura sau te regăsești mai mult la filmări, pe platou de filmare? Am început în televiziune, în serial. Dar după ce am terminat facultatea de actorie, am văzut cum este pe scenă și este autentic. Este ceva foarte puternic și e live. Adică dacă ai speclit-o, te-a văzut toată lumea. Este alt adrenalin, este altfel. Sunt frumoase ambele, îmi plac ambele și nu aș vrea să aleg între ele. Pentru că sunt, știi, ce alegi, una stângă sau una dreaptă? Pentru mine, ca actor, ca actriță, sunt un tot. Am nevoie de ambele. Mă încarcă ambele. Și te-am întrebat pentru că nu mulți actori sunt așa, adică ci din vechea generație, ca să zic, ei se regăsesc mai mult la teatru. Spun că un actor desăvârșit începe cu teatru, că e mai greu la teatru să-ți înfrângi emoțiile, știi, să poți să te conectezi, să nu te detașezi. Da, numai că la teatru ai în crescendo. Încep de undeva și un fir, pe când la film ai o secvență dintr-o zi, o secvență din alt moment și trebuie să faci așa ca un fel de flic-flac interior, emoțional, la comandă. Și asta e foarte greu. Deși da, se poate da stop, dar îți dai seama, nu poate sta echipa după tine până te trezești tu să livrezi ce trebuie. Și atunci sunt grele din puncte de vedere diferite. Eu am început cu filmul pentru că așa s-a nimerit. Nu am căutat chestia asta. În 2007, când am făcut primul serial la blog, eram destul de mică și eram la facultate, la prima facultate, la comunicare și relații publice, apoi am făcut canto, după am făcut teatru. Deci a durat ceva până am ajuns la facultatea de teatru, de actorie și în momentul în care am gustat și am văzut cum este și scândura, am zis, wow, ok, este ceva deosebit. Și inima mea, sufletul meu au rezonat aceste două oameni și cu spectacolul de teatru și cu televiziunea. Acum fac un serial, deci lucrez la un serial, dar în același timp am și un one woman show pe care îl joc la teatru. Deci zi puțin de serial, că nu e tot cu... Serialul este Pupomă, este la Prima TV, va apărea acum din toamnă, sezonul 1 și vom începe filmările cât de curând și pentru sezonul 2. Dar n-are legătură cu Pupomă 2, adică nu e un fel de Pupomă 3. Are legătură în sensul că da, tot Alin Panc, Văru, Sândel, Laura Cosoi, dar ne-am mai adăugat și noi. Eu, Alice Peneacă, Roxana Condurache, suntem mai mulți în serial și este serialul. S-a filmat acum și cu Pupomă 3 filme. Okay, și deci urmează și... Să nu facem confuzie. Exact, da, nu e trilogia. Acest serial nu e de fapt Pupomă 3, doar serial total diferit. Da, Pupomă 3 s-a filmat acum filmul artistic, deci da. Trilogia s-a încheiat, dar am filmat înainte de asta și serialul Pupomă, sezonul 1 și urmează acum să filmăm și sezonul 2. Și vor fi la primul. Serial care va fi difuzat la Prima TV ca să... Da, da. Da. Mai zic ceva de teatru și de la să fugi la film. Da. Ai avut emoții în prima piesă? Ai chemat familia în prima ta reprezentație la film? Am avut emoții, da. Nu vrei să vezi pe nimeni în față? Ba da, pentru că presiunea este bună, emoțiile sunt bune dacă știi să le gestionezi. N-ai cum să nu ai emoții, aia înseamnă că ești mort. Oamenii au emoții, actorii cu atât mai mult, noi cu asta lucrăm cu emoțiile. Și atunci ca spectatorul să simte ceva, eu trebuie să am ce să livrez. Problema este că uneori se întâmplă să avem emoții pe care nu le gestionăm, dar ce problemă. Slavă Domnului, nu mi s-a întâmplat, dar ca idee există, traful, with text, se întâmplă ceva. Și atunci trebuie să improvizezi, trebuie să fii atât, să te cunoști atât de bine emoțional, încât să poți să faci față oricărei situații. Și da, mi-am chemat familia, am chemat-o pe Dana Dorian, pentru că ea a fost mentorul meu și când am fost la canto și datorită ei am dat la a doua facultate, la teatru. Și da, a fost spectacolul de licență, primul meu spectacol, cu o sală plină, o sală de, cred că era 400 de persoane. Și a fost foarte tare și a ieșit foarte bine. Ce să zic, te arunci, pentru că nu ai cum altfel. Dacă vrei să iasă bine, trebuie să te arunci. E leap of faith, acel... Hai! Te ajută actoria să treci peste toate problemele din viața ta, peste suferințe,
pierderi, că te-a ajutat faptul că ești actriță și poți să te duci în proiecte, poți să... Nu stai deloc degeaba. Cine m-a ajutat cel mai mult este Dumnezeu. El m-a ajutat și mă ajută de fiecare dată. Actoria te ajută să te cunoști foarte bine și atunci să știi cum să faci față unei situații din viața reală pe care ulterior o și magazinezi, pentru că e memoria pasivă, rămâne acolo în memoria emoțională, în memoria emoțiilor și o poți folosi la un moment dat, oricât de dureros ar fi, chiar și un deces, chiar și o despărțire, care, mă rog, din punct de vedere afectiv, e similar unui deces, psihologic vorbind. Și de asta spun că actoria te ajută și să refulezi, pentru că, știi, joci ceva și parcă îl vezi pe omul acolo și zici ceva. Deci, da, ajută din punctul ăsta de vedere. E catartic, așa, este un catarsis pe scenă, cu siguranță. Și te ajută dacă este o dramă să refulezi, să te eliberezi, dacă este o comedie să uiți pe moment. Și, na, comedia este treabă serioasă, deci trebuie să depui eforturi acolo. Și te ajută. În plus, te ajută să te pui în situație foarte mult. Pentru că tu, ca actor, nu ai trăit toate experiențele din viață și atunci trebuie să te gândești ce aș face dacă. Și te folosești de toate pârghiile astea. Și atunci, da, te ajută foarte mult actoria și în sensul ăsta. Deci, da, cred că pot să spun că da. Dar, în primul rând, Dumnezeu m-a ajutat. Ulterior, profesia.